Dumnezeu să ne binecuvânteze pașii. Să ne binecuvânteze gândirea pe care a venit la Sfânta Biserică. Dumnezeu să ne binecuvânteze ruga pe care am spus-o în gândul nostru în timpul Sfintei Liturghii. Dumnezeu să ne binecuvânteze a ne întoarce de la biserică spre casele noastre, mai întăriți în credință și cu nădejde nestrămutată că Dumnezeu este cu noi întotdeauna unde ne găsim. Sunt încredințat că majoritatea dintre dumneavoastră aveți acasă sau Biblia întreagă sau Noul Testament și ați văzut că Noul Testament la început prinde patru Evanghelii, apoi Faptele Apostolului, celelalte scrierile Apostolului. Iar în cele patru Evanghelii se vorbește despre patru învieri. Prima Evanghelie vorbește despre învierea fiicii lui Iair. Iair era mai mare de sinagogie. Și trebuie să fim încredințați de un lucru. El îl cunoștea pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că Mântuitorul mergea la sinagogă, citea și vorbea mulțimii de acolo. Era mai mare de sinagogie. Cea de-a doua Evanghelie ne vorbește de învierea unui tânăr. Din aici. Cea de-a treia ne vorbește despre învierea lui Lazar. Și apoi cea de-a patra învieri ne vorbește despre învierea lui Iisus, călcând moartea pe moarte. În prima Evanghelie este vorba de învierea unei copii, a unei tine. În cea de-a doua este vorba de învierea unui tânăr. În cea de-a treia este vorba de învierea unui om matur. Și apoi este vorba de învierea Mântuitorului Iisus Hristos, cel despre care au vorbit toți profeții Vechiului Testament, va învia. În prima Evanghelie se vorbește că învierea s-a făcut într-o casă a lui Iair. În a doua înviere este vorba că s-a făcut în timp ce cortegiul mergea din cetatea înainte spre mormânt. În cea de-a treia este vorba de învierea lui Lazar din cimitir, era acolo. Știți că sororile când au mers cu Mântuitorul la mormânt, că i-a chemat să spună unde este așezat, se arate, i-a spus, Doamne, de multe, era în cimitir. Și cea de-a patra înviere, a spus înainte, a fost învierea Mântuitorului Iisus Hristos, care ridicându-se de pământ, a călcat moartea. Iată de întoarce. Prima înviere s-a făcut la puțin timp. Iair mergea cu Mântuitorul spre casa lui. Imediat ce Mântuitorul s-a făcut dorința, Iair i-a spus-o, fica mea, greu pentru că este bolnavă, vină și o vindecă. Mântuitorul pleacă spre casa lui Iair. Și înainte de a ajunge la casa lui Iair, vin servitorii și îi spun lui Iair, nu mai o stenică învățătorul, fica ta a murit. Deci murise. Știți că Mântuitorul se adresează, nu plânge, nu fiind cristal, ia toată. Sigur că momentele acelea, cei care au venit și care au constatat, au văzut că ea murise, poate chiar au zâmbit. Oricum l-a luat în bazucră pe Mântuitor. Cum spui că n-a murit? Nu ai văzut, e moarte. Mântuitorul intră, o prinde de mână, o mie. Deci acolo în casă, unde murise, la puțin. Mântuitorul mergea pe cetatea la aici și înainte de a intra cetatea, primește un cortege. Trebuie să cunoaște lucrul lui. La evrei și în general, în țările calde,
era acolo și cu tine, Mântuitorul învie din morți, aruncând lestea de pe pământ și a călcat moartea sa pe moarte de lângă de viață veșnică. Să ne întoarcem mai mult. Mântuitorul cu ucenicii săi și spune Evanghelistul Luca, mare mulțime de oameni mergea din Galileea spre Iudeea și ajungând într-un oraș cu nume de la ei, iată întâlnește un cortegiu. Oamenii conduceau un loc. În spatele sicriului erau femei cu frate, zdrobite de durere și plângea afară. Ea mergea pentru a doua oră pe acela. Era văduvă, mai înainte și-a condus pe pământ pe soțul său. A plâns și atunci a luat. Oamenii au venit, au căutat să mângâie. Mulți au zis mângâie. Dar cine a mângâiat-o pe femeie atunci a fost copilul ei, care la întoarcerea de pământ, intrând în casă, a legat în brațele mamei și poate cu degetele lui micuțe, i-a șters lacrimile de pe obraz. De data aceasta i-aș ducea fiul. Cine s-o mântuie? Cine mai putea s-o mântuie? Vine Sfântul să întâlnește Mântuitorul, Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul merge la el, spune, nu plânge. Dar ca să facă să nu plânge, se duce și se adresează celui care îl duceau spre cimitir, tânărului ție se scoală. Iată Mântuitorul vorbește, nu ca cum s-ar adresa unui om. Tânărule, iată ce spus, scoală-te! L-a luat de mână și l-a dat mama. Gândiți-vă dumneavoastră, ce bucurie a fost atunci în sufletul mamei aceea, când a văzut că Iisus Hristos de fiul ei și oricum va omului. Iubiți credincioși, în general, moartea e dureros. Și nu este ceva întâmplător, ceva numai o dată de două. Noi întâlnim pe urmele satelor noastre mereu convoaie de oameni care aduc spre cimitir, sau pe mama, sau pe tata, sau pe soț, sau pe soție, sau pe frate, sau pe cunoscut. Și toți care merg în centru, vă scriu plâng de durere. Moartea este îngrozitoare. Ea nu alege. În fața morții nimeni nu poate sta să se împotrivească de ei. Poți fi cumpărat. Poți fi tu rege, poți fi o conducător de neamuri, președinte sau ce de timp, poți fi om bogat, poți fi chiar sărac, poți fi tânăr sau bătrân, moartea nu alege. Cineva spunea că ea și tine ochii și tine mâna și prinde pe cineva. Este o tristă petrecere din viața noastră, dar noi care credem în Dumnezeu trebuie să înțelegem ceva. Și noi cei de aici, care suntem azi în biserică, într-o zi ni se va cânta și ni se va spune, pământești și în pământ ne întoarce. Unde toți pământenii mei și trebuie să fim încredințați, nu știm când. Iată de ce trebuie să treci la minte și să avem în considerare că se poate petrece oricând. Fiul Filip, tatăl de Alexandru Macedon, a dat poruncă slujitorilor săi, oștenilor săi, că fiecare dintre ei să trăiască pe el să-i spune, stăpâne, vei muri. Le spunea și servitorul care vedeau și pregăteau somnul, patul, întotdeauna să se apropie de el să spune, să nu uiți, vei muri. Iubiți credincioși, ar trebui și noi să fim înțelepți, să gândim la lucrul acesta că vom muri și atunci poate, poate vom căuta să facem mai puțin păcat. Ați auzit Evanghelia cu acel vameș și acel fariseu? Se spune că vameșul a rămas la intrare în templu și își bătea pe el. Cineva a făcut un comentariu foarte frumos și mi-a plăcut. Vameșul își bătea inima. Inima! Oprește, nu mai pofti atât. Inima nu mă mai ispiti cu atâtea câte-ți trebuie. Inima ar trebui să-ți
milostivit de noi toți. Mântuitorul, n-a făcut excepție. Ați auzit din Evanghelia de astăzi că își pune femeie, du-te la frații mei. Noi suntem frați al lui Iisus Hristos. El ne iubește și a înviat pentru fiecare de voi. Sigur că în ziua de astăzi, auzind despre acel fiu al Vădului, este tristător și de venit ce a fost în suflet în oameni sa. Când Părintele Dinu mi-a spus că vreo două săptămâni, că dacă astăzi vă vin la biserică să vorbesc, m-am mai gândit la ceva. Și să nu vă supărați dacă cumva fac o deviere, o parte de Evanghelia de astăzi. M-am uitat și astăzi în biserică și îmi place să mă uit tot bine. Și văd că parcă din ce în ce mai puțin bine, tânărul din Evanghelie, sunt în sfârșitul noastră biserică. Oare nu este întristător? Oare noi ca bunici, părinți, frați, soți, soți și soții, nu trebuie să ne întristăm, să ne întrebăm unde ești tânărul în momentul acesta? Când am făcut Sfânta Liturghie afară, v-am văzut pe mulți dintre voastre stând aici pe aleie. Mulți ați adus poate un scaunel de acasă. Aș fi așteptat că dacă noi suntem în biserică și afară, e vreme bună să fie mulți tineri pe scaunele lor să ne asculte. Unde pot învăța mai bine decât la biserică? Sigur că citesc, aud atâtea și atâtea lucruri neplăcute. Și noi suntem de mare prin ceea ce facem. Dar trebuie să ne gândim la ceva. Și lucrul acesta în accentuat de atâția și de atâtea ori în cântările mele. Petru a fost lângă Mântuitorul Hristos. L-a văzut câte minuni a făcut. L-a întrebat de atâtea ori Mântuitorul, tu cine zici că sunt eu? Și a mărturisit, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și totuși Petru s-a lepădat de Mântuitorul de trei ori. Dar după ce a plâns, a avut curajul și a mers și a genunchiat și a cerut iertare și Mântuitorul a iertat tânărului, eu, mi-a dat și mi-a dat tată și mamă, greșim înainte de Dumnezeu. De aceea am zis la început, să fie binecuvântat pașii noștri că am ajuns la Sfânta Biserică și să rugăm pe Dumnezeu să ne primească în Crăciun. Aș vrea să vă fac apelul divinul, să nu uite de biserică. Într-o an din zile trecute am vorbit cu o mămică. Și după ce a aflat că sunt preot spunându-i, s-a destenit-o cumva în fața mea și m-a întristat. M-am întrebat dacă are copii și mi-a spus, are copii la frumos de Crăciun. El nu spunea că are. Are soț, are părinți, are soț. Dar era necăjit. Părinte, prea mult se amestec în viața noastră, mama. Și dacă într-o zi am spus ceva, dacă îl vede Dumnezeu, știți ce mi-a răspuns? Mai mic decât Dumnezeu e mare. Se spune acolo, cine iubește pe mamă și pe tată mai mult decât pe mine, nu este vrednic. Mântuitorul nu ne oprește. Chiar ne îndeamnă, cinstește pe tată, toți pe mama ta prin porunca tatălui Moise. Dar nu o pune pe mama sau pe tată înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a dus-o și pe ea, și pe el, și pe mine, și pe tine, și pe toți ne-a dus-o pe aceasta, prin părinții noștri. Rău e că de multe ori nu mai am la căpătâri la o cruce. Și am spus că odată, mergând în preasfințitul Valeseriei, urcând la o biserică, am văzut crucele care erau de lemn vechi, au făcut trepte din ele, au călcat pe crucele părinților, mare căpătâri. Dar nu se mnează că prin aceasta eu să zic că Tatăl meu e înaintea lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu, n-ar fi fost ea sau el, tu sau ea, n-ar fi fost noi toți. De aceea sunt o durere în suflet. Și aș sta de multe ori dacă m-ar chema tinerii și mi-ar chema tinerii, să stăm puțin de vorbă cu ei, să le mai îndrumăm, să le mai spunem ce se bate, ce se citească, unde se găsească tine. Pentru că iubiți credincioși, le-am spus două la doi tineri, care vă zis stând pe bancă vorbim la telefon și i-am întrebat ce vorbesc. Zice, eu vorbesc cu ea. Adică ea de lângă mine. Și a spus, băi, tine, dacă voi așa vă declarați sufletul unui celălalt, să fiți atenți la lucru. Se va termina bateria din telefon. Se va termina bateria dragostea și iubirii între voi și atunci vor rămâne acoperiți.
ne uităm și ne rugăm pe Cel de Sus. Toate acele lucruri care ne-a spus au fost pentru a se deveni un mare, mare adevăr. Că Dumnezeu este Părintele nostru al tuturor, Dumnezeu este Părintele Cerului și al Pământului, celor vii și celor morți. Dumnezeu este iubirea care ne arată în toată viața. Se primească Dumnezeu și în Dumnezeu. Și să fim și noi dumneavoastră, cum a fost o viață mama, care Iisus Hristos i-a dat Fiul, femeie, iată Fiul. Să ne ajute Dumnezeu.